numesc Magdalena, sunt din Ploiești și înainte să cunosc acest centru de ajutor, eram o persoană foarte bolnavă, aveam certuri în familie, discuții cu soțul, m-am născut cu romatism și am trăit o viață distrusă, practic, după baza acestui romatism, fiindcă acele persoane care au această boală sunt în vârstă. Pe când eu m-am născut cu acesta și a urmat multă suferință în viața mea, eram o persoană tristă încă din copilărie, plângeam mult din cauza durerilor, am avut probleme de sănătate mai târziu că a apărut, am avut fibron, am avut o piatră la fiere care trebuia să facă o operație costisitoare, nu aveam posibilitate, aveam piatră de 6 mm și nu putea să o elimine prin tratament. Apoi, căci nu am avut posibilitate, am avut mult perioadă de un an și 8 luni, am suferit mult, luam tratamente, pentru romatism la fel, fiindcă nu puteam merge la servici, nu mă puteam deplasa, trebuia să stau foarte mult în pat și a durat acest lucru un an și 8 luni, până când într-o dimineață am văzut la televizor această emisiune în care acolo o doamnă spunea că s-a vindecat de cancer. Văzând acea mărturisire, am spus, dacă dânsa s-a vindecat, și eu mă pot vindeca. Așa că am decis să vin la această biserică, la Centrul de Ajutor Spiritual și urmând, perseverând la slujbele de vindecare de marți, de vineri și de duminică, am luat acea decizie de a urca pe altarul lui Dumnezeu și să sacrific. Acest sacrificiu nu a fost ușor, a fost dureros, fiindcă am trebuit să fac multe lucruri în plus pentru a munci mai mult, pentru a transforma sacrificiul meu, pentru a face ca sacrificiul să fie plăcut lui Dumnezeu. După urma acestui sacrificiu, nici piatra la fiere care trebuia operabilă nu mai există, a dispărut. Dumnezeu a făcut acest lucru în viața mea prin acest sacrificiu. Am primit atunci un răspuns. Acum sunt sănătoasă, am o familie binecuvântată. Avem o fetiță, eu cu soțul nu ne mai certăm, nu mai există acele neînțelegeri care existau. Nu mai există acele suferințe în familia noastră. Acum suntem o familie binecuvântată și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a realizat în viața noastră.